Domnule antrenor, un meci greu, a suferit foarte mult astăzi din dinți, a luptat până la final, ați condus, ați fost egalați, ați revenit. Scenariu parcă din runda a șaptea, tot o victorie, tot cu 2-1, tot acasă, dar cu Inter Clinceni. După a treia victorie din acest debut de sezon, cum se văd lucrurile la Roșiori? Nu pot să fiu decât mulțumit după această victorie. Am întâlnit o echipă foarte bună. Știam că de la mijloc către atacă cu componenții tehnici jucători de Liga 2 care au cochetat cu Liga 2. De aceea am închis culoarele și am încercat să dezvoltăm contraatacul. Eu zic că ne-a ieșit. Băieții au muncit, îi felicit pentru lucrul ăsta. Eu zic că e o victorie meritată, cu toate că adversarul ne-a dominat ca și posesie, dar până la urmă rămân cele 3 puncte. Am avut jocuri când noi am dominat adversarul și ei au reușit să câștige. Mă bucur pentru această victorie, vă spun încă o dată, mă repet, este o victorie mare, o victorie muncită și vreau să felicit jucătorii. Așa ați pregătit jocul, ne apărăm și încercăm pe contraatac, până la urmă prin contraatac n-a ieșit, a ieșit dintr-o fază fixă și dintr-un penalti. Au fost 2 lovituri de pedeapsă și dacă oaspeții spuneau că la Sporting nu a fost penalti, eu vreau să vă întreb în legătură cu amândouă, din ce s-a văzut după margine. A fost penalti și la o echipă și la alta? Dacă a dat arbitru, eu zic că au fost ambele. El e cel care decide, eu nu comentez arbitrajul de obicei, dar dacă el așa a văzut, eu consider că au fost amândouă penalti. Pentru etapa următoare, cu ce gânduri, un punct ați reușit până acum din deplasările din acest început de sezon, cu gânduri mai războinice în următoarea deplasare? Noi ne propunem la fiecare etapă, la fiecare meci să-l câștigăm. Nu plecăm cu premiza de a lua un punct sau... Noi ne propunem să câștigăm fiecare meci în parte, să luăm 3 puncte, chiar dacă jucăm acasă, chiar dacă jucăm în deplasare. Aveți ceva probleme cu accidentări după această partidă sau, eu știu, cumul de cartonașe? Ați primit multe cartonașe în această partidă sau nu ați făcut încă contabilizare? Că n-am făcut contabilitatea, dar din ce știu, n-avem niciun jucător suspendat pentru etapa viitoare, cu toate că aveam 2 jucători cu 3 cartonașe galbene, Vâlcică și cu Rada, dar ei nu au primit cartonaș galben. De accidentări nu sunt probleme, deci tot lotul e valid. De la început am vrut să cedăm deliberat terenul pentru că știam că e o echipă care are jucători de viteză pe benzi și ne pot surprinde. Asta am pregătit săptămâna asta, să stăm bine în teren, să închidem culoare și să încercăm să dezvoltăm contraatacul. Cum ai zis, primul gol l-am dat din fază fixă, iar golul 2 a ieșit tot așa pe o fază de contraatac, am reușit să obținem penalti. Deocamdată nu avem ce să facem. Vom vedea în iarnă dacă vom putea aduce 2 atacanți. Eu îmi doresc să putem aduce 2 atacanți pentru că, vedeți, marcăm foarte greu. Da, am marcat din fază fixă fundaș central, iar golul 2 din penalti. Avem, într-adevăr, probleme la finalitate. Acolo aduce mingea și meciurile din deplasare și la meciul de acasă, dacă ați văzut, aduce mingea în fața porții, dar nu reușim să marcăm pentru că nu avem un jucător de finalizare. E foarte important în momentul actual un jucător ca Floricel pentru Sporting. A lipsit săptămâna trecută, acum a dat cred că al doilea sau al treilea gol din acest campionat pentru Sporting, dintr-un total de 11, el fiind fundaș central, apărător. Da, e foarte important pentru noi, este un jucător cu experiență, este și capitanul echipei, un jucător care mobilizează colegii și asta nu face decât să mă bucure.